Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Dacă în alți ani piața agroalimentară era în această perioadă raiul gospodinelor, acum foarte puține se mai încumătă să cumpere fructe pentru a face dulceață. Prețul cam piperat al unui kilogram de piersici, vișine, caise sau zmeură le-a cam descurajat și asta spre dezamăgirea comercianților. Forfotă mare în piața agroalimentară. Zeci de gospodine trec de la o tarabă la alta, poate găsesc prețuri mai mici la fructe. Este sezonul dulcețurilor și multe făgărășence și-au trecut pe listă de la vișine, la caise ori piersici pentru a face gem sau dulceață. Însă, la vederea prețurilor, multe dintre acestea renunță la gândul de a-și vedea cămara plină. N-am încă. De ce? Sunt scumpe. Da, cum să nu, că sunt foarte bune, da. A ce gemuri și dulcețuri veți face? De caise, de piersici, din toate fructele. Aveți. Și amestec. Nu neapărat respecta rețeta, nu. N-are ce să le mănânce. Soțul nu mănâncă și suntem numai doi. Nu folosim. Pe de cealaltă parte, comercianții încearcă să mai lase la preț dacă clienții sunt hotărâți să cumpere mai multe kilograme de fructe. Merg. Așa. Merg. Caisele merg bine, prunele, celelalte la chil, că nu de așa bani puțin ai. Vine și mă întreabă dacă scădem la preț. O femeie din piață care vinde afine consideră că a găsit secretul unei afaceri de succes. Este din Breaza, acolo unde are și o plantație de afine, aproximativ 1000 de fire. Toate sunt pline de fructe, iar aceasta vrea să-și extindă plantația, dar să-și și învețe fiul secretele acestei afaceri. Afine de cultură. Merge, să știți, merge. Mulțumim lui Dumnezeu, dar așa, cum putem. Vin oamenii, vin femeile mai mult să cumpere pentru a face dulceți. Da, dulceturi și mâncate așa, să mănâncă și așa și cu zahăr pe ele, dacă mai pui care dulceață, compot, indiferent, le puteți păstra la congelator. Avem și solarii care prăsim noi planta, știți? Prăsim noi planta și să nu mai dăm banii pe ea, că e foarte scumpă. Și pământul avem și se trebuie închis și încercuit și săpat și al cincelea an e plin în rod. Totuși, gospodinele care în fiecare an prepară dulcețuri pentru iarnă ar trebui să bage adânc mâna în buzunare. Un kilogram de vișine ajunge la 7 lei, unul de caise la 5 lei, iar cel de afine 12 lei.